ce se întâmplă după ce murim? Este o întrebare pe care cu siguranță cu toții ne-am pus-o, măcar o dată în viață. Iată câțiva oameni care au fost acolo și s-au întors să ne spună. În 1994, chirurgul ortoped Tony Cicoria a fost lovit de un fulger în timp ce suna mama de la un telefon public. A fost aruncat la câțiva metri depărtare și apoi și-a văzut trupul nemișcat, întins pe jos. Nu-l durea nimic și nu simțea nimic și și-a dat seama că-i mort. A văzut apoi cum o femeie doctor se apleacă asupra lui și începe manevrele de resuscitare. Cicoria spune că apoi a văzut cum urcă niște scări și și-a văzut copiii pictându-și fețele și a înțeles că vor fi bine. A fost brusc înconjurat de o lumină alb-albăstruie și un sentiment imens de liniște și bine l-a cuprins. I s-au derulat prin față cele mai importante momente din viață, atât cele bune cât și cele rele. Apoi brusc s-a trezit, întorcându-se la viață. De atunci medicul Tony Cicoria a simțit nevoia să cânte și să compună muzică pentru pian. După ce s-a luptat 4 ani cu un cancer limfatic, Anita Murjani a intrat în comă în 2006. A simțit cum plutește deasupra corpului ei și, foarte curios, vederea sa periferică căpătase o amplitudine de 360 de grade. L-a simțit, fără să-l vadă, pe tatăl ei decedat cu ceva timp în urmă, spunându-i că a mers prea departe și, dacă continuă, nu se va mai putea întoarce. Dar se simțea foarte bine și n-ar fi vrut să se mai întoarcă. Totul era frumos, durerile suportate timp de 4 ani încetaseră, la fel și disconfortul și frica. Se simțea învăluită într-un sentiment de iubire necondiționată. După aproape 30 de ore de la declararea comei, și-a recăpătat cunoștința. După 2 zile, organele sale au început să-și recapete funcțiile și tumorile au început să se micșoreze. A devenit public speaker și autoare de cărți. Acum nu mai are cancer. În timpul primului război mondial, când celebrul scriitor își făcea serviciul în slujba Crucii Roșii Americane în Italia, a fost rănit grav de explozia unui mortier. Se pare că pentru câteva clipe a murit. Hemingway, povestind în stilul lui caracteristic, cum și-a simțit sufletul ieșindu-i din corp, asemenea unei batiste de mătase pe care o apuși de un colț și o scoți afară din buzunarul de la piept. A simțit că plutește pentru câteva clipe și apoi s-a trezit, îngrijit de colegii săi. În timpul producției filmului Onassis, în 1988, actrița Jane Seymour a intrat în șoc anafilactic din cauza unor antibiotice injectate greșit intravenos. Am zărit o lumină albă, iar când m-am uitat în jos, mi-am zărit corpul întins pe pat și o asistentă care se străduia să mă readucă la viață. Priveam foarte calmă la toate astea, a declarat celebra actriță pentru Omaha World Herald în 2016. Experiența i-a produs o schimbare majoră a vieții, după cum mărturisea mai târziu pentru HuffPost. Privind în jos la corpul meu, am înțeles că acesta este doar un vehicul și el trebuie întreținut ca o mașină. În urmă cu 20 de ani, în timp ce mergea cu caiacul, medicul ortoped Mary Sinil s-a înnecat și inima i s-a oprit pentru jumătate de oră. Spune că la scurt timp după ce și-a părăsit trupul, a fost întâmpinată de un grup de ființe care erau în același timp foarte familiare, dar și necunoscute. Poate sună ciudat, declară medicul Neil, dar am simțit în compania lor doar pace și fericire. Cât timp am fost separată de corpul meu fizic, eram conștientă că sunt în cer și știam tot ce se întâmplase pe malul râului unde mă înnecasem. M-am gândit la soțul meu și la copii, la frați și la părinții mei
și deloc la munca mea sau la alte treburi pământești lăsate neîncheiate. Doctorița O'Neill avea să scrie mai târziu o carte intitulată 7 lecții din cer. Când avea 19 ani, Laurie a suferit un accident de rafting. Pe măsură ce apa îi pătrundea în plămâni, a știut că va muri. Totul a devenit negru, apoi alb, de parcă ar fi alunecat printr-un tunel. A ajuns brusc într-o cameră cu pereții făcuți, parcă din nori albi. În cameră erau trei ființe, făcute dintr-un cristal strălucitor. Lumina trecea prin ele și radia ca un curcubeu. Una era mai mare decât celelalte două și toate mi-au vorbit, declară fata. Mi s-a făcut frică și parcă dându-și seama de asta, s-au transformat în ceva în care parcă recunoșteam îngerii. Aveau aripi făcute parcă din fibră optică, care luminau în mai multe culori. Mi-au vorbit fără să scoată sunete, dar eu știam că îmi vorbesc și înțelegeam ce spun, cred că telepatic. Îngerii au arătat un câmp auriu, de unde se auzea o muzică frumoasă, un copac și un lac în apropiere. Deodată a apărut un salvator într-un caiac și a adus-o la mal, unde și-a recăpătat și cunoștința. Inginer șef al unei nave de cercetare subacvatică în 1983, Dave Bennett a fost aruncat în ocean de un val care a izbit nava. În timp ce se neca, totul devenea negru, ca mai apoi să devină alb pe măsură ce se îndrepta spre o lumină, fiind călăuzit de ceva pe care nu-l vedea, dar îl simțea în preajmă. Pe măsură ce mă apropiam, eram cuprins treptat de valuri de iubire care mă îmbrățișau cu căldură. A fost cel mai minunat sentiment pe care l-am avut vreodată. Și pe măsură ce mă apropiam de lumină, vedeam că e compusă din milioane și milioane de fragmente de lumină și simțeam că acestea sunt familia mea de suflete. Nu cele ale familiei terestre, ci sufletele celor cu care interacționase în viață. Cineva i-a spus că trebuie să se întoarcă și după 18 minute s-a ridicat la suprafață. De mii de ani, oamenii caută dovezi ale existenței vieții de după moarte. Astăzi, știința emite deja o serie de ipoteze care confirmă o existență ulterioară morții biologice. Acestea includ teorii fundamentale ale fizicii, cum ar fi mecanica cuantică sau relativitatea specială, sau teorii fundamentale din cosmologie, biologie, neuroștiințe sau tehnologie. Dar despre cele 10 teorii științifice referitoare la viața de apoi, într-un material viitor. Distribuie dacă ți-a plăcut și nu uita că ceea ce crezi că nu este, nu înseamnă că nu există. Thank you.